Dormitorul matrimonial este cu siguranță una dintre cele mai importante camere din casă. Acesta este locul unde îți încarci bateriile după o zi extenuantă. De aceea, optăm pentru culori calde și luminoase care vă face să vă simțiți confortabil, sporindu-vă relaxarea și ajutându-vă să aveți un somn liniștit și profund. De exemplu, folosim culorile gri, alb, crem. Drept accent putem folosi draperiile, pernuțele, lingeria de pat, covorul. În dormitor, simplitatea este regula de bază. De aceea, încercăm să nu încărcăm camera cu piese de mobilier pe care nu le vom utiliza. Patul matrimonial. Acesta este punctul central al camerei, respectiv este amplasat în mijlocul dormitorului, asigurând un flux de minim 60-80 de cm în jurul patului. Pentru un decor armonios și liniștit, vă recomand să renunțați la televizor și alte electrocasnice, acestea vă alungă somnul și vă redă o ambianță de artificial și rece. De regulă, în dormitorul matrimonial se amenajează câte o noptieră în partea laterală a patului pentru a fi comod ambilor parteneri de a-și păstra lucrurile necesare. Dressingul sau dulapul. Aici ținem cont de dimensiunile camerei, ca spațiul între dulap și pat să fie suficient pentru a se deschide ușile complet. Însă spațiul, dacă nu ne permite, optăm pentru uși glisante. În dormitor, lumina trebuie să fie caldă, de maxim 3000 de grade Kelvin. Aici putem opta pentru mai multe tipuri de iluminat ambiental, de accent, de lucru. Pentru a echilibra atmosfera și spațiul să pară mai mare, poziționăm aceste corpuri de iluminat în mai multe zone, ca de exemplu, pe tavan, în colțurile camerei, pe centru, lângă pat. Putem folosi trecurile, spoturile, lustra, veiozele care sunt amplasate pe noptiere sau corpuri de iluminat care sunt suspendate. Folosiți aceste trucuri pentru a obține în dormitorul dumneavoastră o ambianță armonioasă și luminoasă. Iar dacă nu știți să o faceți, apelați la AB & Partners și designerii noștri vă vor ajuta cu mare drag!